N-o salutat, fraților, eu sunt Poujar, iar astăzi am revenit cu un nou clip de reacție. De data asta o să reacționăm la Chanu Zeng, la melodia chinez, bineînțeles, pentru că mie mi-a plăcut. Eu am ascultat de foarte mult timp, așa, și bineînțeles că îl urmăresc, este vlogger, pe YouTube îl puteți găsi Chanu Zeng. Așa, bă, melodia, ce pot să zic, e foarte tare, dar eu cum sunt la început acum pe YouTube și pe astea și sunt nou, vă ruga foarte mult să vă abonați la acest canal, la Poujar, și să dați like, să-l împușcați acolo cu cât de multe like-uri se poate. Sincer să fiu, chiar nu m-am așteptat să pot să ajung la clipul ăsta, așa că nu uitați să-l share-uiți, să dați like, să dați subscribe, știți voi ce aveți de făcut, iar pentru cei noi veniți, nu ezitați să dați like și să vă abonați. Haideți să trecem la treabă. Mă, ceanule, chinezule, ești chinez, japonez, asiatic, ce ești? Te-ai născut aici în România, a? Sunt chinez din filme, sunt din neam cu Jackie Chan. 10 țigări lângă mine, suntem pe sistem. Româncele mă caută, vor toate în harem. Îmi șoptesc la ureche că vor urechi de lemn. Dar eu sunt chinez, zic ni hao ma. Mameni sub piciagul, eu te tai cu katana. Dacă nu te potolești, vin cu mafia. Vine până la mine, spune konnichiwa. Dar eu sunt chinez, zic ni hao ma. Mameni sub piciagul, eu te tai cu katana. Dacă nu te potolești, vin cu mafia. Mamă! Te pierzi ca într-un labirint. Ca o piatră prețioasă, dar doar eu pot s-o ating. Am adus în București, tu în aer de Beijing. Made din România, sunt made din România. Mișcări de ninja, am ADN de China. Sunteți rasiști cu mine, dar toate sunt made din China. Suferiți de rasism, eu luați-vă aspirina. Vine până la mine, spune konnichiwa. Dar eu sunt chinez, zic ni hao ma. Mameni sub piciagul, eu te tai cu katana. Dacă nu te potolești, vin cu mafia. Vine până la mine, spune konnichiwa. Dar eu sunt chinez, zic ni hao ma. Mameni sub piciagul, eu te tai cu katana. Dacă nu te potolești, vin cu mafia. Da, da, dragilor, poate vi se va părea un pic cam ciudat pentru ceea ce o să spun acum, însă Chanu Zeng, pe lângă că e chinez, chinez înrăit, vorbește foarte fluent românește. Este vlogger, îl găsiți pe YouTube, puteți să scrieți exact cum scrie aici sus în titlu Chanu Zeng și puteți vedeți o grămadă de vloguri de ale lui, este influencer, vlogger, cum vreți să-l numiți, eu numesc vlogger. Așa, mă, sincer, nu știu dacă vouă v-a plăcut, dar mie unul însă mi-a plăcut munca pe care el a depus-o și vocea procesată pe autotune. Super tare! Bă, frate, asta e tot ce pot să zic. Respectele mele, Chanu Zeng, dacă te vei uita cumva la clipul ăsta, nu știu sigur. Hai că se uită Chanu Zeng dacă e. De asemenea, nu uitați, mă puteți găsi pe TikTok, Ionuț Sămărtinean. Puteți să-mi dați follow acolo pe TikTok. Puteți să mă găsiți pe Instagram, Ionuț Sămărtinean, la fel.
Da, contează mai mult Instagramul. Ca să puteți să-mi dați propuneri acolo, idei pentru clipuri noi, de reacție, pentru că pe acest canal o să vreau să fac deocamdată numai reacții la clipuri. Vloguri. Și la un moment dat o să mă gândesc să fac și podcasturi, dar numai că durează, pentru că proiectul este încă în desfășurare și n-am rezolvat să fac nimic, că îmi trebuie mai multe echipamente și așa mai departe. Și în plus de asta, dinero. Eu am fost Pojar, nu uitați să dați subscribe, să dați like la acest clip. V-am pupat în dos. Pa!